Am adus aici un buchet de flori. Un buchet de flori. Da. Ai ce frumos miros. Da. Și un tort. La 100 de ani, Viorica Calboreanu susține că se simte la fel ca în tinerețe și este dispusă să le spună și celorlalți secretul longevității sale. Am fost foarte ponderată la orice am făcut. N-am făcut abuz de țigări, să fumez, să băutură, deși am avut băutură în casă, am făcut butoaie de țuică, dar n-am băut. M-am culcat la timp, n-am pierdut nopți deloc. Sărbătorita s-a mutat în Sinaia în anul 1935. Are doi copii care locuiesc în America și chiar dacă distanța îi desparte, fotografiile cu aceștia îi mai alină dorul. Nepoatele. Da? În America, căsătorite. Aha. Așa. Frumos. Aici? Asta aici? Sunt socrii nepoatei mele. Dar nu e prima oară când facem astfel de întâlniri, mi-a făcut o reală plăcere și mi-aș dori să ajungem la vârsta aceasta și noi. Viorica Calboreanu îndeamnă pe cei tineri să se bucure de viață, să trăiască sănătos și să practice cât mai mult sport. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.